Un robot rusesc a evadat dintr-un laborator. Acesta a ieșit din stradă și a blocat traficul rutier din cauza faptului că cineva a uitat să blocheze o poartă de acces. La scurt timp, un ofițer de poliție a sosit să regleze traficul rutier care a fost blocat de robotul evadat. Robotul era programat să se plimbe de unul singur pentru un studiu despre mișcarea independentă, dar pentru că a găsit poarta deschisă, a reușit să iasă din laborator și să meargă singur pe stradă. Robotul nu a ajuns însă prea departe, fiindcă i s-a descărcat bateria. Întâmplarea petrecută în Rusia ne duce cu gândul la Dexter, personajul principal al serialului de animație cu același nume, în care unul din roboții băiețelului a evadat din laborator și s-a ascuns prin casă. Dexter este îngrijorat că acesta va fi găsit de către mama sau tatălui și vor afla despre laboratorul secret.